Cu cât trece vremea, îmi amintesc mai multe emoții. Cred că aveam 17 ani. Când, într-un fel de obrăznicie copilărească, am îndrăznit să trimit Lula Azi, revistă ce la Viața Românească, prima mea poezie pe care am socotit-o publicabilă. Am iscălit-o pentru că numele meu de școlăriță era cam primejdios. Directoara mai dădea și afară din școală pe fetele care se țineau de prostii, o spunea ea când era vorba de literatură. Și am iscălit-o atunci cu 3 steluțe, trimisă prin poștă cu minte pe adresa Vieții Românești, poezie vreo 3 strofe foarte naive, dar scrise destul de curățel, a avut darul să placă și domnului Brăileanu. Pe 12 februarie 1894 se năștea în Cotul Vameș, județul Neamț, poeta Otilia Casimir, pe numele original Alexandrina Gavrilescu. Poetă, traducătoare și publicistă română, este supranumită poeta sufletelor simple, fiind cunoscută ca autoare de versuri pentru copii. Pentru bogata sa activitate literară, poeta a primit numeroase premii și distincții. Premiul Academiei Române în anul 1927, premiul Femina în anul 1928, premiul Național pentru Literatură în anul 1937, premiul Societatea Scriitorilor Români 1942, Ordinul Muncii 1954 și 1964. A decedat la vârsta de 73 de ani în noaptea de 7 spre 8 iunie 1967 la Iași, oraș unde se află și Casa Memorială.